despre ea. Se zice că calitatea vieții unui om se rezumă la calitatea contribuției. A contribuit foarte mult, atât la biblioteca publică de drept, cât și la, în general, la dezvoltarea serviciilor la biblioteca municipală Bogdan Petricei cu Carteu. Eu am ascultat-o, știu mai mult de ea, decât a putut ea să rezume aici în fața dumneavoastră. Am sesizat pe tot parcursul confesiunii o nostalgie, ceva nostalgic. Oare de ce se pare rău în Mariana? Eu când mă văd pe omenie obscurită la nostalgie, știi, programul ăsta, eu zic, bă, ce te doare din trecut? Tinerețea. Deci, să fie asta o nostalgie sau să fie aceasta întrebare? Trecem la întrebări, că așa se face în cadrul clubului nostru. Sau să fie aceasta o ezitare pentru viitor sau ce? N-am văzut scântei, n-am văzut piept înainte de marinar. Spune, de ce? De ce? Cu nostalgie? De acolo am văzut cu minte, așa cum ziceam, și am urmat ceea ce mi-a zis și Steplan. Marina, să vorbești în ce? Să nu vorbești tare! Să vorbești repede! Eu de obicei vorbesc repede! Dar de data asta m-am impus să vorbesc așa mai lent. Deci asta este răspunsul. Da. Eu zic că un om când își pune povestea se referă la ceea ce s-a întâmplat deja. Țin s-a vorbit de prezent. Iată, la prezent noi vom da și întrebări. Pentru că, de fapt, adevărata generozitate față de viitor este, știi, constă în a da totul prezentului. Tu dai totul prezentului. În zilele de astăzi, la bibliotecă. Întrebarea își urmează, dar și lumea are dreptul la întrebări, dar eu mi-am făcut conspect. Mă bucur că ai adus cu tine clopul de vin. Aici lipsește unul, care de fapt ți l-a dat Spinei. Pentru contribuția bibliotecii pe care o conducea biblioteca publică de drept la promovarea accesului la informații. De fapt, ești cel mai măștar, din granit. Eu ziceam că ar fi trebuit să-l aduci pe el. Era ca un dâmb, așa, ca un sluzic mult din piticuțe ăștia, pentru că, de fapt, realizările tale le putem măsura cu acel clopot, nu cu astea mititele. Ei, dar din multe mititele faci un mare, tot e bine. Deci, mă bucur că este și jurământul aici, nu te despărțești și chiar nu de mult mi s-a confesat că de multe ori revine la testament pe care l-am lăsat și jurământul pe care l-a dat. Deci este omul care controlează într-un fel contribuția sa în prezent atunci când, cum zice ea, fiind cu minte și ascultătoare,